Hei, salutare, frații mei, abonații mei. Am dat drumul la înregistrare, da, am dat drumul. Astăzi vom face o băiță mică, doar eu și confeti în această piscină. Ce zice, să mă arunc tot cu gimbal? Da, da, degeaba am dat 10 milioane pe el, nu? Am mutat piscina, fraților, pentru că și deoarece în partea aia altă nu era ok. Și aici e foarte criminal, mamă ce caldă când te bagi în apă. Răcoare. Vreau să vă spun, iubiții mei, degeaba am țin tu capul, că poți să-mi țin? Ce, sunt bebelul să-mi țin capul? Vreau să știți că în partea cealaltă intrau porumbei și se bălăceau în apă și îmi stricau apa. Ca să moară Larisa dacă nu ne arăși nouă burta fefi. Bebili? Ce face bebili nostru? Crește! Ia uitați-l pe viitorul vlogger! Să moară toată Larisa dacă mă las, dacă nu-l fac cel mai mare vlogger de pe tot continentul. Da, mai sus, ia. Baby? Ele baby. Apropo, cei care au lăsat comentarii în vlogurile trecute cu Fefi, ai grijă că o să naști dacă stai prea mult în apă. Ia spune tu. Nu nasc. În niciun caz e recomandat de medic. E recomandat de medic să te bălăcești. Da. Ce fac spartanii mei azi? După cum observați, mie îmi place să... Mamă, știi ce am uitat, Fefi? Să pun filtrul la piscină. Da, mă duc acum după ce fac vlogulețul acesta și adaug la piscină filtrul care filtrează apa. O să mai trebuiască să mai pun puțin apă, e cam puțin tică apă. Ah, ce bine e când mă pun aici. Deci mai devreme muream de cald și acum mor de fric dacă ies afară, cum îmi stă părul, ca să moară la Vanessa, dacă nu e bine de tot. Haideți să vă arăt la mine în piscină că eu am jacuzzi. Fefi, dama cu cameli. Hai, ridic fundul în sus. Ia priviți jacuzzi. Eu ies. Nu ieși, că nu e de norocire. Nu e toxic, uitați. E toxic. Prietenii mei, este sau nu este toxic? Ia uitați. Am murit toate animalele. Păi nu trag niciun pârțag, să mor alesac. Dacă dădeam pârțag, ieșeau pește prin pământ. E, această piscină e cu bule de aer. Hai, Fefi, runda a doua, ia. Ridic fundulețul. Deci avem jacuzzi? Mamă, mi-a intrat tot aerul ăla în curs, să moară Larisa. Bagă. Oh! Acum dacă dau bășină, nu mai faci diferența dintre una și alta. Ba, bineînțeles, da. Că iese fumul. De la tine iese verde. Iese fumul verde. Mai dat de gol. Așa sunt eu mai nebun de felul meu, să nu cumva să vă speriați, să nu credeți că am luat-o pe etnobotanice. Dar ați văzut la vlogul cu Harry Potter când m-am dus prima oară? Era plin de cannabis, frate, sau ce era ăla. Rămâneți aproape, în curând am să mă duc să caut al doilea indiciu, deși că mulți dintre voi mi-ați comentat să mă duc și eu aș fi vrut să nu mă mai duc. Poate e o glumă proastă, poate e, mi se pare ceva așa, dar totuși toate par foarte la locul lor. Au o logică, absolut toate combinațiile. Mulți dintre voi mi-ați spus, mai fă vloguri în piscină cu Fefi. Am făcut și am n-am. O să-l vedeți mâine dimineață și puteți lăsa comentariile acolo, nu aici. Cu voi a fost Shari, profesorul expert. Nu uitați să vă abonați cei care încă nu ați făcut-o. Fefi, salut abonații. Vă iubim, rămâneți aproape de noi. Băgăm energie vie să moară la Larisa. Poate să arape pe telefon. Apa e curată, eu vă iubesc încă o dată. Ești curios? Perfect. Urmărește profesorul expert.